Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Auziți, de la preoți, de la creștini, rugați-vă mult, rugați-vă, rugați-vă și poate spuneți, dar cât? Atât de mult? Mai am și viață, mai am și treabă, mai am și datorii și responsabilități sociale. Ba mai mult decât atât, aflăm și în Scriptura Noului Testament, neîncetat să vă rugați. Și poate se întreabă cineva, cum ajungem să, să ne rugăm neîncetat? Ce e acea rugăciune neîncetată? Nu suntem cu răspunsurile, ci suntem cu, uh, cu, sfaturile bune pe care le luăm de la Sfinții noștri, de la părinții noștri, care ei înșiși experimentând această stare, ne aduc ca părinți buni drumuri bune către mântuire. Acestei teme s-a alăturat un părinte deosebit și drag sufletului nostru, părintele Florentin Dorobanțu, gazdă și invitat al emisiunii noastre. Vreau cu ce părinte, bine ați venit! Mulțumim frumos pentru invitație și vă așteptăm ori de câte ori este nevoie în smerita noastră biserică. Cu mare drag, suntem lângă dumneavoastră pentru că avem nevoie cu toții unii de ceilalți și oamenii au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Revenind de la tema noastră care este o interogație, cum ne rugăm neîncetat, poate telespectatorii se așteaptă să găsească răspunsuri. Poate prea mult spus răspunsuri, dar cred că lecții și pilde putem să aflăm cu toții, din care să putem să luăm pentru viața noastră ceea ce ne e nouă de trebuință. Cu gândința Sfinției să -o, o să citim o parte, o bucățică, câteva feliuțe din patericul egiptean pentru a fi într-o bună începere a dialogului nostru. Au venit odată la Avaluchie, cel din Enat, niște călugări, ce se numesc efite, adică rugători. Și a întrebat pe ei bătrânul, care este lucrul mâinilor voastre? Iar ei au zis, noi nu pipăim lucrul cu mâinile, ci precum zice apostolul, încetat ne, ne rugăm. Și a zis bătrânul, nu mâncați? Și au zis, da, mâncăm. Și le-a zis lor, apoi când mâncați, cine se roagă pentru voi? Și le-a zis lor, nu dormiți? Și au zis, da, dormim. Și a zis bătrânul, apoi când dormiți, Cine se roagă pentru voi? Și nu au găsit să-i răspundă la aceasta. Și le-a zis lor, iertați-mă, dar iată, nu faceți cum ziceți. Iar eu vă arăt vouă că lucrând lucrul cu mâinile mele, ne neîncetat mă rog, șed cu ajutorul lui Dumnezeu, înmâindu-mi puținele smicele ale mele și împletindu-le zic, Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Și le-a zis lor, nu este rugăciunea aceasta? Și au zis ei, este. Și a adăugat bătrânul, când petrec toată ziua lucrând și rugându-mă, fac mai mult sau mai puțin decât 16 bani. Și dau din un și la ușă doi și pe ceilalți îi cheltuiesc la mâncare. Și se roagă pentru mine cei ce iau doi bani când mănânc sau dorm. Și cu darul lui Dumnezeu, se împlinește la mine cuvântul acela care zice, neîncetat, vă rugați. Atunci când suntem copii între ale credinței, când descoperim rugăciunea, socotim că în biserică oamenii stau și se roagă și doar lucrul acesta îl fac. Sau când vedem mănăstiri frumoase și vedem programul destul de încărcat de rugăciune al mănăstirilor, spunem ce frumos e că acolo tot timpul este rugăciune. Dar totuși uităm că merge pe o alee care în stânga și în dreapta are flori, are grădină, are copaci, care înseamnă multă muncă. Și vedem prea cu ce începe, Părinte, că în Ortodoxie avem un simț practic extraordinar, adică suntem, deși nădăjduim spre cer, suntem foarte puternic ancorați în realitatea lumească în care trăim. Și vă întrebăm, de ce avem acest simț practic? La ce ne ajută? Pentru ce intensificăm atât de mult lucrarea fizică în biserica noastră? Este nevoie ca noi să ne rugăm neîncetat, și alții să se roage pentru noi, cum și noi pentru cei dragi, cunoscuți nouă, dar și celor necunoscuți, trebuie să le înălțăm rugăciune. Și lucrul acesta se poate face în special făcând parte din biserică. Dacă ținem cont de faptul că am citit un segment, un episod din viața unui părinte sfânt, din Egipt, acolo unde a apărut monachismul sub cele două formele sale, cu viața de sine și viața de obște, ei oricum făceau parte, ca o comunitate de călugări, dintr-o mănăstire, adică erau parte din viața bisericii. În biserică este foarte important să fim prezenți pentru a avea rugăciunea permanentă a unora pentru ceilalți, pentru că Sfânta și Dumnezească liturgie, dar și celelalte slujbe și rânduieli bisericești, nu se sfârșesc niciodată și asta mai ales datorită faptului că Dumnezeu a îngăduit ca în lume să apară monahismul, urmând vieții curate mai Maicii Domnului, sau cel puțin încercând, și prorocilor de altă dată. Pentru că acolo rugăciunea este la diferite ore din zi și aproape neîncetată. Dacă stăm și ne gândim, este cunoscut faptul că pe globul pământesc sunt 24 de meridiane. În Georgia, în Armenia, este o oră deosebită de cea de pe meridianul în care se află și țara noastră, adică ei sunt cam cu o oră înainte. În Italia, în Spania, sunt cu o oră în urmă alții sunt cu 5-6 ore înainte, după și tot așa. Datorită faptului că există mănăstiri în lume, dar și bisericile, bineînțeles, slujba este neîncetată, pentru că undeva unde s-a încheiat o sfântă și dumnezească liturghie, în altă parte tocmai ce începe, datorită peridianelor. În altă parte este chiar în puterea Sfintei Liturghii. Și biserica se roagă, bineînțeles, pentru poporul Creștini de pretutindeni. Deci, iată cum cunoscuți și necunoscuți ne rugăm unii pentru alții neîncetat. Liturgia fiind cea care ține globul pământesc în viață, fiind respirația noastră sufletească. Rugăciunea, așa este și numită, respirația Sufletului. Este mai greu să ne ținem respirația câteva secunde sau minute, care este mai puternic, decât să respirăm. Necontrolat respirăm, nu ne propunem lucrul acesta. Dar dacă vrem să ne oprim un pic respirația, trebuie să depunem un efort foarte greu. De aceea, rugăciunea trebuie să fie un gest obișnuit și un reflex firesc al vieții noastre. Știm că Sfinții Părinți, Monahi și cei cu viață îmbunătățită rostesc rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, în momentul în care reinspiră aerul, iluiește pe bine păcătosul, în momentul în care aceștia expiră aerul. De aceea rugăciunea face parte din viața celui bine credincios, rugându-se, așa cum spuneam, și pentru el, și pentru ceilalți. Am spus și am subliniat mai mult aspectul monahal, deoarece monahul, prin excelență, este om al rugăciunii, fugind de lume pentru a se ruga pentru aceasta. Deci este important ca în primul rând noi să facem parte din biserică pentru ca toți părinții din lumea întreagă când să Sfânta Liturghie, să ne cuprindă și pe noi în rugăciune lor, atunci când ei se roagă pentru binecredinciosul popor creștin de pretutinde, pentru cei ce călătoresc pe pământ, pe ape sau prin aer pentru cei ce au adus aceste cinstite daruri și pentru cei pentru care s-au adus, iată, sunt cinstiți prin rugăciune și cei ce au adus, dar și cei pentru care la rândul lor ei se roagă și părinții, la fel pentru cei de acasă care din binecuvântate pricini nu s-au întâmplat să vină în momentul respectiv la rugăciune. Venind acei frați la Avalochie, au fost întrebați care este lucrarea lor a mântuirii? Și au spus că se roagă, ceea ce e absolut frumos și firesc pentru orice suflet de om. Și când au fost întrebați cum se roagă, i-au spus: pun accentul strict pe rugăciunea în sine, privită ca și comunicare, comuniune spirituală cu bunul Dumnezeu, neimplicându-se fizică în lucrarea mântuirii. Le dovedește, printr-o logică foarte frumoasă, avaluchie faptul că au nevoie și de lucrarea fizică. Și le spune că atunci când muncește și atunci împletește lucrarea cu rugăciunea, dar și după ce încheie lucrarea sau când se odihnește, alții se pentru el din miliostenia pe care o dă în urma lucrului său. Și vă întrebăm, acum tot omul care are o lucrare strict fizică face rugăciune, este suficient pentru că există un risc dacă nu păstrăm un echilibru înțelept acel al absolutizării părții spirituale în detrimentul total al fizicului, uitând că avem trup? la fel și a celor care lucrează și muncesc și muncesc și lucrează uitând că au și suflet în ei. Munca trebuie împletită cu rugăciunea spre slava Preasintei Trei. De aceea există diferite rugăciuni în înduia la bisericii. Spre exemplu, când cineva începe să zidească o casă, o locuință, o fântână, la muncile agricole, punem început bun în momentul în care lucrăm, mulți se roagă și ne rugăm ca acest lucru să fie desăvârșit, să fie binecuvântat de Dumnezeu și ferit de ispitele care ar putea să tulbure lucrarea pe care noi am săvârșit-o, să nu fie dusă la bun sfârșit sau să nu aducă roadele sale. Deci, ea, în momentul în care putem să ne rugăm, atunci când lucrăm, în funcție de ceea ce are fiecare de săvârșit, trebuie este bine să, să facem. Spre exemplu, sunt foarte mulți la muncile agricole, pe câmp, la prășit, la rărițat, treierat, la săpat și așa mai departe, pun araci, leagă via. Atunci există un foarte mult timp liber al minții, pentru că munca este fizică. Și este foarte important ca noi să ne punem gândurile în ordine și să purtăm în acele momente, un dialog permanent oferind respirație Sufletului cu Maica Domnului, cu ceilalți sfinți, cu Sfântul Trifon, care este ocrotitorul holderilor, spre exemplu, cu Dumnezeu în special. Să punem înaintea lor toate bucuriile noastre, toate supărările noastre, toate mulțumirea pentru tot ajutorul dat și binefacerile primite. Bineînțeles, că pentru aceasta și Hristos ne deamnă în grădina Ghețimanii, zicând rugați-vă ca să nu intrați în ispită, fiind muncile acestea pe care le enumeram mai înainte, mai mult fizice, mintea poate să zburde oriunde. Ținând mintea ocupată, aceasta ne păstrează într-o stare de curățire. Ne curățăm haina botezului, păstrând-o curată, imaculată și alb. Pentru că în timpul liber sau atunci când mintea poate să zburde, cum spune Hristos pe multe fericirilor, ochiul nostru cel drept poate să ne zmintească pe noi. Putem privi la ceea ce nu ne face cinste. Putem să vârși mâna dreaptă să ne întineze pe noi lucruri care să ne rușineze pe noi. Astfel încât în momentele acelea de aducem rugăciune și dialog bine plăcut fiind în comuniune cu Dumnezeu, mintea este limpede, gândurile sunt frumoase și lucrarea de săvârșită, pentru că prin rugăciune se curățește inclusiv câmpul și lucrarea noastră este binecuvântată Dumnezeu în urma acestei rugăciuni. Cei oameni, în vechime în special, dar nu când noastre am fi cu mult departe, trăiau în curăție. Câmpurile începeau să se lucra în momentul în care rugăciunea era săvârșită de preot. Ei, trecând în drumul lor spre câmp, făceau rugăciune închinându-se, trecând pe lângă biserică, sau auzind clopotul, trăgându-se la Sfânta Biserică, la fel și aduceau aminte de Dumnezeu, nu că l-ar fi uitat, dar știau că urmează o zi de sărbătoare, că este slujbă, și se închinau, se rugau. Și astfel stăteau într-un permanent dialog cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfinții, întrăind în pacea și în liniștea lui Dumnezeu, care se așeza în inimile lor. Și lucrul mâinilor lor aducea, bineînțeles, rod care să-i mulțumească. În acele vremuri frumoase în care am trăit noi, părinții noștri, sigur, prezența rugăciunii a priotului și a bisericii era indiscutabilă, punctând momentele cruciale în, în timp și în spațiu. Lucrul era cel care era, activitatea preponderent fizică, Implicarea trupească totală, cu prețul unei minți mai libere, mai retrase. În zilele noastre, activitatea este, mai ales în zona Bucureștiului, de ordin intelectual. Foarte mult se lucrează cu mintea și, din păcate, nu putem împărți în două sau procentual. Să-i spunem minții, 30, 50, 70% stai pe computer sau lucrezi intelectual sau faci calcule și restul, până la 100%, faci rugăciunea. Ori, în acest context, cum ne mai putem ruga știind că nu avem aceeași disponibilitate a minții, precum aveau părinții noștri în ceea ce privește libertatea în rugăciune? Rugăciunea este și conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în tot lucrul și în tot pasul. Nicăieri unde te duce, Dumnezeu nu este absent. De aceea, lucrul pe care îl săvârșim trebuie să fie cu conștiința limpede și trează că Dumnezeu este lângă noi, vede ce săvârșim, și pentru aceasta, bineînțeles, cum aminteam și mai înainte, de a-i face în parte din biserică, slujitorii se roagă pentru noi, așa cum și Ava spunea că face, cum că roagă pe alții ca ei să-l poarte în rugăciune. Avem și noi biserici, avem duhovnici care se roagă pentru fii duhovnicești, avem biserici unde suntem pomeniți, locuri unde lăsăm pomelnicii și acatiste, la diferite slujbe, rânduri bisericesc, că e vorba de Sfânta și Măiasca Liturghie, Taina Sfântului Mazru, dar și alte laude bisericești și rânduieli, unde preoții se roagă pentru cei ce poartă de grijă sufletelor lor, rugând pe aceștia să îi poarte în rugăciune și să ducă necazurilor, mulțumirile lor și jerfa lor înaintea lui Dumnezeu. Deci trebuie să avem această conștiință că Dumnezeu este lângă noi. Și dacă noi credem și știm, mintea este trează și uh, facem așa fel încât atunci când noi nu putem să ne rugăm, alții să o facă pentru noi. Mihai Vodă, Mihai Viteazu, când a ajuns uh, în Sfântul Munte Atos, părinții au dorit să îl răsplătească pentru ajutorul da și danile pe care le făcuse diferitelor mănăstiri acolo, la Simonopetra uh, în special, dar și altor mănăstiri. Și l-au întrebat ce uh, dorește de la ei ca ei să-și arată mulțumirea față de, de el. Iar el a avut o singură dorință, ca ei să se roage neîncetat pentru el. Era în campanii militare, era un mirean, nu putea să se roage neîncetat. Iată, purta de grijă sufletului său, Conducătorii fiind binecredincioși, dând exemplu prin aceasta și rugând pe alții să o facă atunci când el nu poate să se roage pentru el. La o privire rapidă a acestui episod, se pare că Avaluchie din Enat interzice rugăciunea fără lucrare fizică. E adevărat acest lucru? rugăciunea de este cu putință să o săvârșim atunci când lucrăm este foarte important. Așa cum menționam și mai înainte. Pentru că în funcție de e, serviciul pe care îl are fiecare dintre noi, putem să ne rugăm, să ne punem gândul în ordine, putem să gândim la ce am săvârșit rău ca apoi să mărturisim Duhovnicului, pentru că trebuie să reflectăm la viața noastră foarte mult, Putem să analizăm binele pe care puteam să-l săvârșim și pe care din egoism, din nepăsare, din invidie, din răutate nu l-am săvârșit și la fel trebuie să-l mărturisim duhovnicului. Dar mai important este ca în tot lucrul să ne muncim noi rupul pentru ca sufletul să se curățească. Sunt paisie cel mare de pe Valea Nitriei în Egipt după toate lucrările pe care le săvârșea în timpul zilei, avea un loc, o chilie a sa într-o peșteră, unde își nevoia, își mucea trupul, legându-și părul de o soară, agățat aceasta de tavanul uh, acelei peșteri, astfel încât el se ruga cât mai multe ore cu putință, iar în momentul în care adormea, capul îi se lăsa, bineînțeles, într-o parte. Se aplica. Atunci, fiind părul legat de acea sfoară, imediat tresărea, pentru că era ca un semnal că a adormit și el revenea la starea inițială de, de rugăciune. Deci este important ca noi să ne rugăm și când adormim și când ne trezim să aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu, și când ne așezăm la masă și când ne ridicăm de la masă, și când mergem la servici și când ne întoarcem de la servici să dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot, când intrăm într-o ședință și când ieșim din această ședință, chiar dacă nu este toate așa cum dorim. Rânduia lui Dumnezeu este cu mult deasupra cererii noastre și înțelepciunii pe care noi o avem. Știe El cele de care avem nevoie. Plus, că, bineînțeles, drumul către mântuire este și încărcat cu diferite încercări pe care noi trebuie să le trecem cu bine. Acei călugări numiți oamenii rugăciunii fite făceau lucrarea rugăciunii, strict a rugăciunii, din sinceritate, din căutare onestă, din dorința de a-i sluji lui Dumnezeu cu adevărat neîncetat. Ava i-a îndreptat acolo unde greșiseră, unde nu să cum trebuie. Acum, au accentuat foarte mult partea aceasta spirituală, pierzându-o pe cea fizică, pentru că este și trup, nu este înger să fie doar spirit, este și trup și trebuie să-și lucreze și trupul, să-l strunească. Și vă întrebăm cum reușim noi să păstrăm un echilibru frumos între lucrarea sufletului și lucrarea trupului în vederea mântuirii. Sfântul Antonie cel Mare, ca și Sfântul Pahomie cel Mare, părinții monahismului care au viețuit tot în Egipt, tocmai pentru a pune în rânduială viața monahilor în momentul în care i-au adunat de prin pustie pe eremiții din vremea respectivă, formând primele comunități monahale din lume, au rânduit și diferite reguli monahale, astfel încât fiecare să muncească, fiecare să poarte de grijă fratelui său, pelerinilor, noilor veniți, novicilor în mănăstire, la bucătărie și în fiecare dintre trebuințele mănăstirii să fie parte activă. Nu să stea doar într-un loc la rugăciune. Puteau să iasă, ori de câte ori și-ar fi dorit, cum până zile noastre se întâmplă, din mănăstiri în special în posturi, la rugăciune și să revină. Dar cineva trebuie să poarte de grijă, trebuie să fie și un econom, trebuie să fie și un bucătar, trebuie să fie cineva care să poarte de grijă uh, diferitelor ascultări la mănăstire. Multe dintre mănăstiri au și uh, animale, câmpuri de lucrat. Fiecare Fiind parte integrată dintr-o colectivitate, dintr-o adunare monahală, trebuie să ia parte la viața mănăstirii. Iar echilibrul acesta dintre muncă și viața duhovnicească trebuie să fie, bineînțeles, cu înțelepciunea pe care trebuie să o cerem de la Dumnezeu, astfel încât lucrul să nu fie uh, trecut fără folos în viața noastră și viața să nu treacă fără de rugăciune. Avalucheană dă o lecție de un tratament complet cu de toate pentru a răspunde tuturor nevoilor acelor, acelor celor acelor călugări. Și le spune rugăciune, bine faceți că faceți rugăciunea, faceți-o în continuare, dar mai puneți ceva. Și pune la lucrare pentru a-și trupul, pentru că trupul se strunește mai ușor prin lucrarea Duhului, se strunește tot prin lucrarea trupului și foarte important lucrul acesta, pentru că vedem în zilele noastre că dăm tratament pentru toate problemele doar rogăciunea. Mai avem și alte tratamente. Mai avem și asceza, mai avem și mișcarea, mai avem și filantropia, mai avem și multe alte activități care ne țin și trupul, așa cum trebuie să fie. Și înțeleptul Avaluchie le spune fraților, bine faceți, dar mai puneți aici din lucrarea trupului și apoi din ceea ce câștigați, faceți lucrarea milostenii. O, o rețetă completă, complexă și suficientă, dar și eficientă în vederea mântuirii. Pentru zilele noastre, cam ce ar conține acest pachet necesar pentru a încerca să fim în acea rugăciune neîncetată. Săvârșirea lucrului pe care noi îl avem în viața de zi cu zi poate fi tot o rugăciune. Pentru că, slujind aproape lui, slujim lui Dumnezeu. Slujind pe cei neputincioși, primind pe orfani vizitându-i pe cei neputincioși, lucrăm bineplăcând lui Dumnezeu și împlinim rugăciunea prin lucrul mâinilor noastre și totodată împlinim rugăciunile celor ce au cerut ajutorul la Dumnezeu care lucrează prin oameni. Și nu întâmplător, poate am ajuns într-un loc anume să întâlnim un om ce are nevoie de ajutor. Poate noi suntem împlinirea rugăciunilor sale fierbinți. De aceea trebuie să-i răspundem ajutorul acestuia și lucrul nostru să fie rugăciune exemplară. Spune Hristos pe muntele fericirilor că atât de mult să vadă faptul noastre cele bune cei din jurul nostru, încât ei să slăvească pe Tatăl cel Ceresc. Adică și lucrul pe care îl săvârșim este rugăciune spunem la Sfânta Liturghie, ale tale, dintr-o ale tale, ție de toate și pentru toate. Nimic din ceea ce oferim noi altora nu este de la noi. Toate sunt de la Dumnezeu. De aceea trebuie să mulțumim și să dăm slavă și lucrul acesta este tot o rugăciune, filantropia de care pomeneați mai înainte, ajutorarea orfanilor, celor închiși, celor neputincioși, celor care pur și simplu au nevoie de ajutorul nostru din diferite motive putem astăzi să punem așa câte o linguriță de fiecare pentru a ne sătura sufletește, pentru că atunci când facem un lucru bun, nu trebuie să ne spune nimeni altcineva că am făcut un lucru bun, conștiința ne mângâie sufletul și ne încurajează să repetăm toate lucrurile bune. Ei, astăzi, în timpul în care toate sunt foarte concentrate, nu mai avem timp de nimic, mai putem să ne găsim timp pentru această rugăciune neîncetată, în toată complexitatea ei, dacă renunțăm la cele ce nu ne sunt de folos, vom avea timp să împlinim cele ce ne trebuiesc. Trebuie să dăm la o parte grija pe care o purtăm spre lucrurile neesențiale din viața noastră. Diavolul vine și ne fură timpul acesta pe care noi putem să-l folosim spre ajutorarea multora sau în rugăciune. Trebuie să știm cele pe care trebuie să le împlinim. Spune că nu avem timp și pierdem, spre exemplu, și ore întregi dacă stăm să calculăm cu telefonul în brațe pe diferite aplicații. Calculează telefonul pentru noi, chiar provoc pe toți să se uite seara da. să vadă cât timp au pierdut. M cât timp pierdem? Exact. Sunt și multe alte exemple. Acesta a fost doar unul dintre ele. Există zile când ieșim la diferite activități, dând la o parte de fiecare dată ceea ce contează în pregătirea mântuirii noastre, la momentul trecerii sufletului din viața aceasta temporar pământească către viața cea nebătrânitoare. De fiecare dată lăsăm pe ultimul loc și de aceea spune că n-am mai avut timp. Avem timp pentru multe altele, numai pentru ceea ce contează nu avem timp. Asta pentru că de fiecare dată lăsăm la urmă și asta dacă ne aducem aminte că mai avem ceva de făcut, încât la urmă să încercăm să facem o mică rugăciune, o mică cruce. De aceea, cu rugăciunea este și început, pentru că dimineața, ridicându-ne din patri să mulțumim Dumnezeu, dar și încheierea zilei din viața de zi cu zi, pentru că ne așezăm în pat, mulțumim Dumnezeu. Dând la o parte activitățile neesențiale din viața noastră, gonim pe vrăjmași și nu-l primim în inima noastră, în mintea noastră, astfel încât să ne răpească timpul de rugăciune, care este, de fapt, timp ziditor spre mântuirea sufletelor noastre. Așa să ne Dumnezeu. Prea cu Părinte, mulțumim pentru prezență și pentru cuvinte. Mulțumim pentru invitație să fim sănătoși. Amin. Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție. Dacă suntem cu adevărat cu Dumnezeu în viața aceasta, avem nedejde ca și El să fie cu noi în viața cea veșnică, neîncetată. Cu drag vă așteptăm la următoarea ediție. La revedere!